Bună dimineața și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Strugari. Ședința este legal constituită, suntem în prezența majorității consilierilor, ceea ce ne spune că poate să-și desfășoare lucrările. A fost convocat conform dispoziției primarului 253 din 22 noiembrie 2018. Înainte de a alege un președinte de ședință, vă spun scratovare procesul verbal al ședinței din 31 octombrie 2018. Cine este pentru procesul verbal prezentat? Împotrivă? Se abține cineva? V-aș ruga să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Căreușu? Aș vrea să propun pe domnul Trofim Pavel. Alte propuneri sunt? Cine este pentru domnul Trofim Pavel? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Trofim? Succes! Mulțumesc! Deschidem ședința de astăzi cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielor de organizație de transport a cadrului carcinului 9 octombrie 2018. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară locală pe anul 2018. Și 3. Diverse. Dacă mai este ceva la ordine de zi, este vorba de adăugare la ordinea de zi, un proiect de hotărâre fiind privind un împrumut făcut de Consiliul Local de la Trezorerie pentru a susține proiectul pe gata. Deci, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Dăm cuvântul cu domnul Pinal la proiectul numărul 1 cu decontarea cheltuielor pentru mijloace de transport a cadrului de dace din luna noiembrie 2018. La primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei de mijloace de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială Strugari pe luna octombrie 2018. La articolul 1 se propune aprobarea de contării contravalorii călătoriei personalului didactic de la școala gimnazială pe luna octombrie în sumă de 3.428 lei. Așa cum știți, anexat la proiectul de hotărâre avem documentele care stau la baza calculului pe fiecare egal didactic în parte. Atât pe biletele călătoriei, cât și ca distanță la suta de kilometri pentru cei care s-au făcut în aventa pe mijlocul de transport personal, cu turism personal. Da, mulțumim. Dacă avem discuții pe, la proiectul numărul 1, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? 11 din 11, da? Mulțumim. Deci, la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară bugetului local pe anul 2018. Domnul primar. La rectificarea propusă, prin proiectul de hotărâre am venit pentru ca să primim niște bani de la Autoritatea Județeană de Finanțe Publice în sumă de 100.000 de lei. Bani care reprezintă sume defalcate din TVA pentru asigurarea salariilor, asistenților personal ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile persoanelor cu handicap grav. Deci, ca și sume, ca și rectificare în zona asta este vorba de 100.000 de lei și am venit cu propunerea de rectificare pentru acea sumă de 5.000 de lei pe care noi o folosim de regulă pentru sărbătorile de iarnă. Suma este mică, dar ca și anul trecut ne bazăm să facem doar o atenție pentru copii și pentru plata acelor colindători, capre, urs și obicei. Da. Dacă avem discuții la proiectul numărul 2, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru?
la punctul 3 să discutăm promotul de la trezorerie. Da. Înainte de a prezenta proiectul de hotărâre, avem un raport de specialitate pe care noi să l-ați văzut. Doamna Nedelcu, consilier principal, a depus un raport prin care ne fac cunoscute prevederile normelor metodologice de aplicare a Ordonanței 79/2009 privind stimularea absorpției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Aici este vorba de, mai pe scurt, noi prin gala am avut o sumă de 52.000 de euro alocată pentru un proiect privind achiziționarea unui auto utilitare. La dotările pe care noi le-am vrut pentru astfel de utilaj, devizul a prevăzut o sumă de 86.000 de euro. Bineînțeles că banii este o diferență de la 52 la 86.000, adică de 34.000 de euro, bani pe care noi, ca și Consiliul Local, ca și Primării, noi avem. Ca să putem achiziționa, să dăm ordinul de furnizare pentru așa, trebuie să facem proba că avem banii. Banii ne fiind, știu foarte bine că noi de la fiecare proiect pe fonduri am mers pe bază de împrumuturi. De data aceasta, dacă am, proiectele anterioare au fost susținute de împrumuturi de la diverse firme, pot să zic așa, pentru care și cei cu noi am lucrat cu CEPU, la o dobândă, dar mi-am luat aminte, de vreo 7,4, 7,5, nu vreau să zic, dar cam așa parte. Cam așa, de data asta, prin o hotărâre de guvern, trezoria statului este cea care poate să pună la dispoziție fonduri necesare pentru împrumuturi. Dobânda este o dobândă preferențială de 3% și ceva, hai să spunem 4% o medie. Și eu cred că ne putem împrumuta de aici, mai ales pentru faptul că dacă la CEC trebuia să mergem să facem împrumut, trebuie să lucrăm prin codul de garantare unde se plăteau niște comisioane de studii substanțiale. La fiecare împrumut, cred că ne-am dus la vreo 380 și dacă aveam adițional, ne mai duceam cu vreo 100 și din sumă, atâta cât ne mai duceam în plus la primul împrumut, să spunem, și ne costa foarte mult. Ne-am împrumutat de toată suma, pentru că există o singură tranșă de plată, da? Dacă existau două tranșe de plată, să spunem că acest proiect se derula pe o întindere, să spunem așa, de 10 luni, luai jumătate din sumă, o plăteai, ți-i deconta pe afiro, da? Și după aceea, pe banii care ți-i deconta, îi mai depuneai o dată și te împrumutai cu jumătate din sumă. Dar asta înseamnă să faci achiziționale, înseamnă să te duci ca și întindere mai mult și nu se poate furniza acest utilaj, adică nu te poți folosi de el decât după ce s-a fost în integralitate. De asta am zis că cel mai bun este să ne împrumutăm de toată suma, o plătim, urmând ca noi în 24 de luni să dăm înapoi doar suma care este diferență de preț între ceea ce s-a acordat egal de 52.000 euro până la 86.000 euro. Adică, cum am spus, cumpărăm un utilaj de 86 cu 34.000 euro. Și eu zic că e super. Cu dotările care ne facem treabă. Discuții. Dacă avem discuții pe proiectul acesta. Da, până la urmă, un lucru bun, din ceea ce spuneți dumneavoastră, costurile pe prin împrumut sunt la jumătate față de costurile care erau pe cec și pe fondul de garantare. Da. Este necesar la comună, întindere mare și un lucru bun. Mai vrea cineva să scrie la cuvânt? Acum o supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Deci, la punctul 4, diverse. Cine se înscrie? Da. Rozumam, nu? Altcineva?
aștepta sărbători. Toată lumea. Mai se scrie cineva? Aici avem discuții la discuții, la diversii. Dacă vrei să atinge și chestia asta cu renelența și cu ceea ce am spus noi cu UNICEF-ul sau nu știu ce, e foarte bine. Dacă mai e cineva care vrea să scrie, domnul botezatul. Domnul Hagan. Așa, dar trei rugăminți. Trei rugăminți. Și anul trecut am mai discutat despre groapa asta aici, pe Imeluș, care s-a făcut în Vădă de acolo. Anul trecut era la o distanță lăsat podul de 10 cm, acum e în jur de 30-40 cm. Și mâine, poi mâine, o să mergem doar pe bande, pentru că drumul este deja lăsat acolo. Eu acolo am evitat un accident care, dacă îl făceam, aveam câștig de cauză, pentru că din cauza gropii, acea persoană care era cu mașina, a depășit axul drumului ca să ocolească groapa respectivă și eu, ca să evit accidentul, am tras dreapta maxim și am intrat în podețul ăla. Și să știți că nu sunt singurul, chiar din discuții cu alți cetățeni, sunt care s-au mai întâlnit acolo podeți și... Da. Acum, acolo, dumneavoastră ați văzut, e destul de îngust drumul, ar trebui noi, cel puțin care știm, ar trebui să evităm. Da. Noi avem o placă de fier, ca să spunem așa, deci... Domnul, acolo se poate face foarte ușor. Nu putem să facem acum, pentru perioada de iarnă. Știu ce trebuie făcut acolo, acolo trebuie demontator. Domnule, nu avem fundații din beton. Știu cum este prevăzut acolo. Acolo mereu partea dinspre zidul ăla de sprijin se duce, e mâncat. Simplu, cum aș vedea eu, e pe cap acolo să punem o țeavă... Exact, o țeavă în mal și a venit tubul la loc. O facem, dar pentru iarna asta avem o placă de... tablă din aia groasă la un centimetru și o să-l punem acolo ca să evităm să se ducă cel puțin pe perioada asta de iernii cineva acolo. Și în primăvară o să încercăm să punem. Avem țeavă, să punem o țeavă prin tu. Și aș mai avea, la dumneavoastră, să achiziționați din fondul de primărie două oglinzi care să fie două montate la Ileana lui Romel și îmi dea la Crucii, pentru că drumul este la fel de îngust, se, timpul sezonul de iarnă și microbuzele trec și, și acolo, din multe ori, mi s-a întâmplat să... Dar știți care e drumul cu prioritate acolo? Drumul cu prioritate este drumul Strugariu, dar nu e asta, nu e o problemă, se coboară de la vale și este nevoie exact cum este la Petrica, nu știu cât costă. Da, e bine, e bine ceea ce spuneți. Uite, eu aici aș avea o rugăminte la domn Vasilic, tot din zona de acolo. Noi acolo am demontat una și una a fost luată de către cineva. Și efectiv, săptămâna trecută mi-a atras atenția un cetățean că a dispărut de acolo oglinda noastră. De din curbă. Deci nu, nu prima de aici, de la biserică, cealaltă din curbă, de la ruptură. La ruptură. Știți? La ruptură. Dar facem noi, le-am cercetat la ruptură. Aia a dispărut de acum? Da, da. Nu, chiar la biserică. Deci o oglindă la Ileana și una de la Cruci. Nu, nu, nu. Oglinda de la Vale de Biserică există. Oglinda cealaltă, care era în, la fosta ciușmea acolo sus, la ruptură. La strânarea aia nu mai am mai văzut de până la genul ăsta. Păi, de când n-ați mai văzut... Noi acum am. Noi acum că nici n-am... Ieri mi-a zis cineva că nu mai există. Dar noi ieri trebuie să până la cineva, domnul Imara și eu mai e. Păi și vă zic și unde? Păi și vă zic și unde? Păi și vă spun și unde? Vă spun și da, da. Păi, dar ce zice, nu sunt poliția și mă... Lăsa, să iau oglindă. A, nu a spus cu un limbi. Eu zic că nu mai există. Eu acum am crezut că se spune eu unde. Sau să le spui tu unde, faci. Nu, dar eu nu mai spune. Deci, la Romel și una la Deci. Și la aia la Cruci, în primar. Chiar la Cruci. La aia la Cruci. Mă termin sebe, ca să respecte sebe. Oglinda? Ei, ia din gura mor și vezi nu. Oamenii care și o poate de iurință să se ridicicoloase, să respecte. Da, următoarea. A treia rugăminte. Acum... Trei? Asta erau trei. Mobilii și da, da, da. Nu știu unde au făcut. Domnul Dărnea. 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 Domnul Dărnea.
am înțeles că a crescut volumul din gunoi. Adică s-a micșorat numărul din populație, da. S-a crescut volumul din gunoi. S-au adus niște pubele acolo care se diferit, diferit, da, știi, da. Diferit. Acolo la noi, în Rechiti, crezi că strecul, nu? Îți bine poziționate, arată bine la intrare acolo, ar vrea de la dumneavoastră să aud. Ar trebui ceva să se facă, să se pune, să se îngrădească, să facă ceva. Și scris acolo, fiecare om spune, dom'le, vă rugăm frumos, puneți în cubela asta bine pus cu un anumit deșeu, în partea aia, și dispărțit. Și ăla pus frumos, omul să fie responsabil. Dacă cumva unul nu respectă, să fie atenționat, dacă în continuare nu respectă și aruncă, să fie chiar, eu știu, o sancțiune așa, prin măsura faptelui lui care le face, arătă urât, arătă urât acolo. Da. Alea s-a aruncat așa, în bătaie de joc, nici bară, în bătaie de joc, care intră acolo în satul ăsta, zice, băi, dar ce țigan, ce sat țigănesc este aici. Vă spun eu, acolo că și oricine ar veni, și cred că ați văzut și dumneavoastră. Acolo trebuie făcut un punct și toate puse despărțite, ca omul să știe, bă, aici pun un bidon, aici pun cartoane, aici pun sticlă, aici pun cutare, și atunci omul ia, are și scris acolo o etichetă, bidoane, aici sticlă, aici nu știu ce. Așa omul trage, iară, ce voi, bă, unde mă întind, zibra eu, omul. El nu știe ce, se duce cu o lată de plată, caută zonă. Nu mai văzut de alea. Dar nu, domnule, ce mai spune? Dumneavoastră, continuați să le atrageți atenția, să aibă grijă să nu strice ce e acolo. Și omul știți cum e. Acum a venit iarna, domnul primar, acum a venit iarna, cred că măsura asta se face mai greu, cu vinii frigul, nu știu ce. Dar când ne permite timpul, utilaje spune că sunt achiziționate și mai achiziționă, să facem un tratament, un țar, și să fie frumos acolo, cel puțin. Din punctul de vedere, eu sunt țar. Cam atât. În legătură cu indicatoarele alea și acolo de la... Deci eu fost, eu prins poliția acum, cred că s-au cu 2 ani. Deci eu am avut în mână pe hoță care a furat. Ce-a făcut? Deci nu i-a dat la răspundere. A avut o adresă de la poliție. Da, dar au fost aruncate, au avut făcut de la poliție. Și eu cred că tot aia au continuat, că cineva, nu s-a dus, nu m-am dus eu sau domnul primar să furăm oglinda. O luat și capaci. Da, deci capacile alea de beton, le-o luat și-o dat domnul Dezura la vară. Dom'le, nu pot, deci, pentru fața pentru care eu fost găsit, o fost găsit, am pus lui pâine și patru oamenilor, că aceiași oameni au făcut și acolo, să spun de ce. Pe valea drumului betonat care l-am făcut de la Bărzulești spre Rechitiș, toate indicatoarele au fost îndoite după stâlp, da? Le-am dus, le-am făcut înapoi, le-am îndreptat cu oamenii de la primărie. Observ acum că spre Bărzulești care circulă, chiar în curb acolo la Doamna, iar le-o strâmbat. Dar deci, ce le-o strâmbat? Sunt copii. Păște cu ăla cu discurile. Nu, păi. Dar am văzut eu, bine, dar eram în spate. Așa ai cum spui dumitare. Hai să termin, domnul primar. Așa ai cum spui. Dacă eu mă duc, s-o dus, ia indicatorul și-l face după stâlp, așa și-l duse la cudiscul și-l lua cu totul. Nu-i vorba de țeavă. Nu-i vorba de țeavă. Nu-i vorba de tablă. Eu eram în spate de lui. Domnule, e imposibil. E bătaie de joc. Trebuie sancțiuni. Deci, dratici pentru cea care nu este. Pe bani la rechidism, eu toate. Și nu s-o duse la cudiscul și-l facă așa după stâlp. E mână de... Om care nu joacă. E numai de mână de om de tineret. Pe tineretul îmi doiești pe alea de prin curbi, pe toate le-o dăiești, le-o aruncat la vale și-o scos de pământ, le-o aruncat la vale. Și pe vale la Rechitișot așa s-a întâmplat, la toate căminele astea de colmatare de drenaj, toate capacele din beton, care sunt destul de suficient, și le-o luat și le-o dat cu roata la vale. Așa e. Na, ce să spunem? Entuziasmul tinerilor, trebuie să-i podolim și trebuie să-i instruim, că altfel nu se poate decât prin vorbă bună. Până când o luat și scara aia, care e înăuntru, scara aia de fer beton, o luat-o în dăștiu, aruncat-o mai la vale, deci, trebuie nu mai putut-o să o iei acasă. Și nu ne-ai spus cu răzut? Da, nu știu. Păi nu am mai luat-o, deși nu i-am văzut că dacă îi vedea... Nu ai spus cu aruncat-o acolo? Nu, am luat-o ei, lasă că de la mine și dar. Lângă stoc, a pus-o jos acolo. Și
uite așa, prin șoședință, prin diverse, și mai avut să se mai... Așa o luat. Și dacă îți gândește că nu la școală. Dacă nu, nu cred că fac prostiile. Ăștia de la școală spre amici. Nu, spre amici. Să ia mai mari, care vin de la discotecă noaptea, de la Han. Care sunt puternici. Și să dau smeri. Până la urmă se deschid, adică ei l-au făcut cu tare. Să știi cine au făcut și să pune să facă înapoi. Să o am așa cu 2 ani. Și să mă las la școală acolo. Da, mai aveți ceva un botezator? În legătură, domn primar, cu tubul ăla la ăștia lor. Vine primăvara, el duce apa în casă. Ce faci? Așa, asta se mai facem ceva? Bată să punem tubul ăla acolo. Domnul Botezatul unde-i tubul? Da, să-l notieze. La țânteam acolo de la Valdemene. Vine primăvara și duce apa în casă el. Și era probleme oamenii aia. Tot am promis că facem podul ăla, tot am venit cu domn Vice, dar domn Vice cred că a uitat. N-am uitat. Și dacă n-ai scris undeva, de ce nu se face? Că... Uite acum... Și oamenii au dat un vot, odată trebuie să facem și noi ceva pentru ei. Nu putem să livăm la capul. Nu putem să ducem tubul acolo decât pe gheța, să-l tragem. Domnul primar, îl băgăm prin grădin la mine, rup gardul eu și-l trec și numai îl punem la oameni să fie bine. Hai. Primăvara, dacă vine și iar, le iau să duce apa. Uite, eu sunt de acord. Dacă e așa... Oamenii că nu se scufundă pământ. Că trebuie târât. Da, bineînțeles, îl trec eu cu dragul domnului Micron, numai să-l punem acolo. Tubul la mine acolo, la deal. Da. Mereu, în fiecare primăvară au probleme și trebuie acolo o leacă de... Are un pod de lemn, știi, trebuie, eu las-o în fundat. Trebuia să-mi spună mie, când am stat cu tubul în grădină, după ce l-am dus la în țarnă, da, este la biserică, la biserică. Nu mai am zis că știu. Mai trebuie și la Anton. Mai trebuie și la Anton, în jos, Vasile l-a ajutat. Haide, vă rog, acolo e o țavă mică, nu trece nimic pe lumea. Acolo, dacă mă urm prima, vă rog, turnăm din beton, cum am făcut aici la mine. Facem frumos din beton, turnăm, ca să... Într-adevăr, când vine apa mare la vale, toate dealurile se începe la salapa și le rupi gardul, le rupi... Aici la tine unde a fost de prelungit cu betonul și a fost, ai văzut că s-a făcut acolo, trebuie răbdare, că uite cum a spus domnul primar. Răbdare, uite cuvinte, iar n-am cu răbdare. Știu, dacă s-a dușea, cum am dus, că a dușea cu 10-15 de ciment, mă ocupam eu acolo la mare și o leagă de ciment. Doar așa, adă ciment și adă balastră, mă ocup eu și îl făceam acolo, luam pe ăștia de la ajutor social și așa. Batem câteva dată blendele pe drum și îi dădeam de treabă. Batem noi blendele, dacă mai bată aia. Lăsați, e mai bine, mai degrabă ne gospodărim cu mașinile și lucrăm mai bine ca cu oamenii. Că da, ați văzut, domn primar știe, că o scurt, păi ce dacă nu-i mai dă ajutor social? Că o mai vorbi și prostii. Asta stai acasă să bagdești un gură să-l jucă dacă nu, când nu-i foame. Să nu ținem pădurile și nu trebuie să cu bani. Nu, cel mai bine așa face, nu depinde de nimeni, luăm tuburi, ducem tuburile acolo și cu asta basta. Dacă ne poți da un de ajutor săptămâna viitoare, mergem și-l punem. Ba, dar tubul să-l punem, da, dacă punem o leagă tubul ăla, vine apa mare, e altfel. Are pe mine trece. Da. Mulțumim. Cam atât am avut de spus. Dacă nu mai este nimic, închidem ședința de astăzi. Vă dorim o zi bună.